O săptămână ne mai desparte de momentul în care celebrul violonist britanic Nigel Kennedy va reveni pe scena sălii Palatului din București. Muzicianul a pregătit pentru publicul din România un concert de excepție, Bach și Gershwin, două epoci muzicale diferite ce vor fi interpretate cu măestrie de violonistul cunoscut și apreciat în întreaga lume. Spectacolul va avea loc pe 8 octombrie. Nigel Kennedy este un violonist britanic originat din Brighton, East Sussex. A fost atras de muzică încă din copilărie. A urmat cursurile școlii de muzică Yehudi Menuhin din Londra, ulterior făcându-și studiile la Dorothy DeLay, la Juilliard School din New York. A debutat în carieră cu muzică clasică, interpretând și înregistrând majoritatea marilor concerte de vioară. Mai târziu a adăugat în repertoriul său și geniuri muzicale precum jazz și klezmer, acesta din urmă fiind un tip special de muzică cu origini în tradiția muzicală a evreilor din estul Europei.